La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. În El era lumina și lumina era, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina aceasta luminează de întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dragii mei, adevărata lumină n-a prins-o Sfântul Patrick decât în Irlanda, a dus-o El, torța aceea, flacăra care se mută dintr-un loc în altul până ajunge la destinație. Și noi suntem la fel purtătorii luminii aprinse de întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. E duminica floriilor și pentru Biserica din Iris e o duminică de florii prefațată cu patru mormântări. Mama a murit la 92 de ani, Maria a murit la 90 de ani, Roa a murit la 12 ani și ieri, alături de Roa, a fost îngropat și soțul Matildei, lăsând în urmă 7 copii. Dacă am sărbătorit cu toată lumea creștină, lumea vestului, probabil că ar fi fost realmente o săptămână mare. O săptămână mare și pentru noi. Dar vă întreb dacă nu cumva exact la fel a fost duminica florilor pentru Domnul Iisus Hristos în vremea Lui, cu 2000 de ani. Dacă am deschide la textul din Ioan capitolul 12, găsim două categorii de personaje. Pe de o parte sunt oamenii de rând, pe de altă parte este Domnul Iisus. Sunt oamenii de rând dintre mulțimile venite la sărbătoare, ucenicii care îl însoțeau pe Domnul Iisus și farisei care se uitau cu un ochi rău la tot ce se întâmpla în jurul Domnului Iisus, pregătindu-i moartea. Dar de altă parte îl avem pe însuși întrupatul Fiul lui Dumnezeu, pe Cel care intră în cetate într-o zi ca aceasta. M-am gândit mult la durerile din această săptămână. Și ceea ce am observat, și este un lucru real pentru fiecare dintre noi, omul trăiește în secvențe de timp. Cu alte cuvinte, ziua de ieri a trecut, ziua de mâine încă n-a venit, tot ce am în fața mea este ziua de astăzi. Astăzi plâng, azi mă bucur, azi mă apucă disperarea, azi nu mai îmi cap în piele de bucuriile pe care le am. Și toate lucrurile acestea se schimbă ca vremea, pentru că noi trăim în astfel de secvențe de timp. În schimb, omul Iisus Hristos este Alfa și Omega. Imaginați-vă diferența uriașă între cele două grupuri de oameni din Duminica Florilor. Unul care vede întregul plan al lui Dumnezeu, unul pentru care nu este ieri, azi și mâine, ci trăiește deodată în toate aceste dimensiuni, deși este om ca noi pe pământ, venind să lupte în locul nostru și pentru noi. Pe de altă parte, mulțimile de oameni care nu știu nimic altceva decât se mișcă în secvența de timp în care trăiesc. Înainte de a intra în Ierusalim, stătuse la masă în casa celui înviat, al lui Lazar. Și Maria a venit și a făcut un gest ciudat pentru cei din jur. A luat un vas de alabastru, l-a spart și a turnat întreaga mirodenie pe capul Domnului Iisus Hristos. Casa s-a umplut de miros. Toată lumea a zis, wow, ce risipă, mai ales Iuda care ținea punga. Ascultați-L pe Domnul Iisus, știind ziua de mâine. Lăsați-o în pace, căci El a păstrat pentru îngroparea mea. Oamenii sărbătoreau, se minunau de ce a făcut Domnul Iisus Hristos la gura mormântului lui Lazar. Domnul Iisus privea la îngroparea Lui. Dacă vin cu El a doua zi în Ierusalim și după ce coboară pe muntele măslinilor, vin grecii la El și El își deschide gura. În versetul 24, Domnul Iisus trăiește în ziua de poimâine. Cu alte cuvinte, fiind Alfa și Omega, nu este blocat în secvența de timp a duminicii florilor. Adevărat, adevărat vă spun că grăuntele de grâu care a căzut pe pământ, dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața, în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, să mă urmeze unde? El mergea spre cruce, mergea spre moarte. Țineți minte când Petru a auzit de cruce, cum s-a răzvrătit în adâncul lui și a zis să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva pe urmele tale. E greu de mers în direcția în care mergi tu. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti.
acum sufletul meu, nu uitați, este duminica de flori, duminica osanalelor. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții au zis, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce fel de moarte avea să moară. Ce diferență între noi care trăim în secvențe de timp, între noi peste care, peste ierul nostru a căzut cortina, de pe mâinele nostru încă nu s-a ridicat, și Domnul Iisus Hristos, care este Alfa și Omega. Dragii mei, noi trăim clipa, plângem, ne bucurăm, nu avem perspectiva. Cel care este Alfa și Omega înțelege planul lui Dumnezeu și trăiește în planul lui Dumnezeu. Azi îmi voie să mă opresc lângă primul grup, lângă oameni, lângă mine, lângă tine, lângă noi care trăim în astfel de secvențe de timp. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus la Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare, strigând, Osanna, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Este un text mesianic, este un psalm care se cânta la sărbători și, în mod special, la sărbătorile care l-așteptau pe Mesia, pe împăratul lui Israel. Nu-i foarte complicat să ne închidem ochii, să ne imaginăm, să intrăm în atmosfera acelei duminici. Mulțime entuziaste, ramuri de finic, haine așternute în fața măgărușului care se apropia de cetate, osanale. Cum să nu te bucuri de Mesia care intră în cetate, de împăratul lui Israel, cel ce mulțește pâinile, cel ce umblă pe ape, cel ce vindecă bolnavii, cel ce înviază morții, Lazar era dovada clară. Alaltieri s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și cel care atunci când își deschide gura vorbește ca nimeni altul, au recunoscut dintotdeauna noroadele. În sfârșit, așteptarea de milenii este împlinită. Așteptarea de milenii este împlinită. Pentru mulțimile venite la Ierusalim, dragii mei, duminica aceasta era Osanna, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Dar de unde venea această efervescență, această bucurie? Dragii mei, era alimentată de un izvor de milenii, de ceea ce Scriptura numește așteptarea mesianică. Așteptarea mesianică. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Aveți crucea marcând cumpăna dintre milenii și aveți secolele dinainte de Hristos și secolul de după Hristos. Cam cu 200 de ani înainte de venirea lui Hristos, în toată gândirea, inima, literatura vremii respective, mă gândesc strict la evrei, la cei care cunoșteau Scripturile și așteptau împlinirea lor, s-a stârnit ceea ce Scriptura numește o așteptare mesianică, care și-a găsit punctul culminant odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Poate că intrarea în Ierusalim a fost punctul culminant al acestei așteptări. După moartea, învierea Lui, lucrurile s-au stins cam un secol după aceea. Evreii au intrat în aceeași cond de umbră în care fuseseră de milenii. Realitatea istorică care a stârnit această așteptare în inima lor, această bucurie din Duminica Floriilor, o înțelegem doar dacă ne întoarcem înapoi la originile istoriei. Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, a suflat în nările lui suflare de viață, l-a așezat într-o grădină și i-a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,
Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu a făcut năjdor potrivit și amândoi erau în grădină, în capitolul 3, când a venit șarpele și a venit cu minciuna. Hotărât, nu veți muri. Femeia a întins mâna, a dat și bărbatului ei și așa, dragii mei, au trebuit să-i înfățișeze căzuți și goi pe dinăuntru, înaintea judecății lui Dumnezeu. Când Dumnezeu rostește judecata asupra șarpelui, în inima și în urechile omului s-a prins lumina. Pentru că Dumnezeu a zis, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Tu îi vei zdrobi călcâiul, el îți va zdrobi capul. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu a stârnit în inima omului așteptarea când va veni sămânța aceea, împăratul acela, regele, domnul acela care va aduce eliberare, eliberare pentru sufletul nostru. În capitolul 12, Dumnezeu cheamă un om. Dragii mei, întregul popor evreu se uită la Avram ca la un nou Adam. Și dacă Avram este un nou Adam, atunci noi, poporul evreu, suntem o nouă rasă umană, o nouă creație, un nou început. Ar fi suficient să mă trag un pic în urmă, să vă las să priviți imaginea cărții 1-2 Cronici. Este cartea cu ambitusul cel mai larg, cel mai mare din Biblie. Începe cu Adam, cu primul om, și se termină cu robia babiloniană, la care cronicarul adaugă 4 versete împrumutate din Ezra. Ca să nu lase istoria în groapă, din pricina acestei nădejdi și așteptări mesianice. Priviți o clipă structura oracolelor profetice. Avem vreo 17 cărți profetice în Biblie, toate în afară de una, se termină pe nădejde, pe lumină. Cu alte cuvinte, de-a lungul istoriei, această așteptare nu s-a stins. Când nelegiuirea este dovedită, pedeapsa este obligatorie, pentru că Dumnezeu este drept și plata păcatului este moartea. În ciuda acestui fapt, profeții vin ca să dovedească vinovăția, să anunțe pedeapsa. În ciuda acestui fapt, paradoxul este că Dumnezeu termină toate cărțile pe nădejde, pe mântuire. Cu alte cuvinte, nu lasă să se stingă flacăra aceea a așteptării mesianice. Vă citesc doar un text din Ieremia, capitolul 29. Nu uitați deja, poporul era plecat în bună parte în robia babiloniană, era acolo în fundul gropii. Dar iată, zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți asculta cu toată, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și voi aduce înapoi în locul acesta. Vă voi aduce înapoi în locul acesta de unde v-am dus în robie. Dacă ați răsfăit cu mine doar Evanghelia după Ioan, din care am citat legat de Duminica Floriilor, de-a lungul întregii cărți, în toate păturile sociale, este prezentă această așteptare. Imaginați-vă, Duminica Floriilor a fost ca un vulcan care a izbucnit din pricina faptului că magma aceasta fierbea de milenii în adâncul sufletului lor. În capitolul 1, versetele 19 la 29, vin trimișii fariseilor, preoții cei mai de seamă, la Ioan Botezătorul, se trebuie, cine ești? Dacă n-ai o așteptare care te arde, nu te interesează un om îmbrăcat în haine de piele care face giumbuș lucruri la Iordan? Dar acolo era o așteptare în adâncul sufletului lor. Uitați-vă la cel care boteza când îl vede pe Domnul Iisus. Ridică ochii, se transfigurează și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este cel ce botează cu Duhul Sfânt. El este Fiul lui Dumnezeu. Ce incredibile cuvinte!
puțin mai târziu, când este aruncat în temniță, aceeași așteptare fierbe în el. Tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Când ucenicii lui Ioan au pornit pe urmele Domnului Iisus Hristos, s-au întâlnit cu el, au cinat cu el și s-au întors la confrații lor, știți ce au zis? Noi am găsit pe acela despre care vorbește Moise, pe Mesia. Dar poate că aceștia erau elita, religioșii. Uitați-vă la o femeie stricată din Samaria. Până și în inima ei fierbea această așteptare. Știu, i-a zis femeia care să vină Mesia, care îi zice Iisus, Hristosul. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbește cu tine sunt acela. Sau veniți la o familie simplă, Maria, Marta, Lazar. Stau la mormânt și plâng. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Ascultați cuvintele Martei. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Nu exista om în Israel, nu exista pătura socială în care să nu fie arbă această așteptare mesianică de milenii. Cu alte cuvinte, există în sfârșit drum spre casă din exil. Deși se întorseseră de 500 de ani, ei știau că ne-a sosit vremea împlinirii profețiilor. Erau mult prea mari, mult prea frumoase despre viitorul lui Israel, ca anii aceia de după întoarcerea din Babilon să fi socotit ca și un sfârșit al exilului. Nu numai mulțimea trăia aceste lucruri, și ucenicii și farisei, de fapt toți erau parte din omul acela care trăiește în secvența de timp, care nu poate percepe întregul. Ucenicii n-au înțeles aceste lucruri, cu alte cuvinte, și erau la fel de limitați ca și mulțimile. N-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte de aceste lucruri, că erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. Imaginați-vă în ce secvență îngustă de timp trăiau până și ucenicii. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre El. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii, deși erau cu mai multă școală, probabil, și mai multe cunoaștere de Scriptură, și ei trăiau în aceeași secvență îngustă de timp. Fariseii au zis, deci între ei, vedeți, nu câștigăm nimic. Iată că toată lumea se duce după El. Dragii mei, privind la toate durerea din săptămâna aceasta, pentru noi ca biserică, n-am putut zice altceva nici pentru mine, nici pentru alții. Aici ne-a așezat Dumnezeu să trăim clipa. Să trăim puținul de care ținem. Nimeni nu știe de ce, nimeni nu știe ce va fi. Aici ne-a așezat Dumnezeu. De aceea oamenii au sărbătorit Duminica Florilor aici. Domnul Iisus Hristos însă, Alfa și Omega, oare cum a trăit această duminică a floriilor? Nu știu cine i-a pus numele, probabil ramurile de finic. Versetul 14. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris. M-am uitat la textul acesta, l-am citit de nu știu câte ori, pentru că ziceam, ceva nu e în ordine cu afirmația lui Ioan. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris. A mutat virgula, după cum te vedeți. Da. Pentru că cred că acesta este esența Duminicii Florilor. După cum este scris, nu te teme, fiica Sionului, căci împăratul tău vine la tine călare pe mânzul unei măgărițe. Ce diferență uriașă între oameni și omul, Iisus Hristos, Alfa și Omega. Mulțimile
erau cu ochii pironiți asupra beneficiilor pe care le-ar fi putut aduce împlinirea așteptării mesianice, acestei așteptări de milenii. Domnul Iisus Hristos era cu ochii pironiți pe împlinirea așteptărilor Tatălui Ceresc, pe împlinirea planurilor lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, el a văzut în gestul Mariei altceva decât au văzut ceilalți. El știa că simbolic este încoronarea lui ca împărat, ungerea lui ca mare preot și îmbălsămarea lui pentru îngropare, toate adunate la oaltă, toate adunate la oaltă. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris. Citatul este din Zaharia și pare smuls din context și deformat complet pentru contextul respectiv, dacă nu gândim împreună cu Domnul Iisus la planurile lui Dumnezeu. Și dacă stăm în secvența de timp, nici nu mă mir că mulți teologi îi acuză pe autorii Noului Testament că strică scripturile Vechiului Testament. Ascultați textul din Zaharia. Voi tăbări în jurul casei mele ca să o apăr împotriva unei oștiri. Cam ce credeți că era în mintea oamenilor? Gândindu-se la textul din Zaharia. Textul continuă. Împotriva celor ce se duc și vin. Ce interesant text. Împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin. Cine erau cei care umblau cu toată libertatea prin Ierusalim, care vegheau peste toate, care țineau în chinci poporul acesta care era ca un vulcan? Erau oștile romane, oștile străine, de-a lungul istoriei. Ei au călcat pe grumazul poporului lui Dumnezeu. Căci mă uit cu ochii mei, continuă textul, saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și iubitor, smerit, călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim, cai din Ierusalim, arcurile de război. El va vesti neamurilor pacea. Va stăpâni de la o mare la cealaltă, de la râu până la marginile pământului. Oare cum a împlinit Domnul Iisus o astfel de profeție? Afară de faptul că am scos versetul 9, l-am mutat în dreptul măgărușului pe care călărea el. Nu uitați, noi trăim într-o secvență foarte îngustă de timp. Nu pricepem prea multe. Domnul Iisus era Alfa și Omega. El trăia în planurile lui Dumnezeu. El era începutul și sfârșitul. Dragii mei, nu oștile străine erau problema lui Israel, ci oștile întunericului erau problema lui Israel. Dar nu numai lui Israel, problema noastră, fiecăruia. Am vândut pământul. Când Dumnezeu îl întreabă pe Satana în Iov, în primul capitol, de unde vii, Satana? Vin de la... se duc și vin. Vin de la cutreierarea pământului. Vin de la inspectarea moșiilor mele. Domnul Iisus nu se sfiește să-L numească Dumnezeul viacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia. Stăpânitorul lumii acesteia se duce și vine, face ce dorește, este pe teritoriile lui. Problema lui Israel nu erau romanii sau perșii sau grecii. Problema lui Israel și problema noastră sunt oștile vrășmașilor, domnii, stăpâniri, duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Pe acestea a venit să le înfrunte Domnul Iisus Hristos și să le biruiască. Oare de ce în ziua de florii a strigat Domnul Iisus, acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară? Iar atunci când se vorbește despre cruce, Pavel spune în Coloseni, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Când pricep această dimensiune în care trăia Domnul Iisus în ziua de florii, cu cât mai altfel sună profeția din Zaharia. Voi tăbări în jurul casei mele ca să o apăr împotriva unei oștiri. Împotriva celor ce se duc și vin. Nu va mai trece stăpânitorul peste ei, căci mă uit cu ochii mei. Cât de adevărat este textul acesta când ne gândim la adevărații noștri dușmani? Dacă este cineva în Hristos, este apărat ca noi în corabia mântuitoare. Dragii mei, indiferent câți demoni s-ar avânta împotriva ta, dacă ești în Hristos, nimeni nu se poate atinge de tine. El asta a venit să împlinească.
Și de aceea el privea Dumneca florilor, nu ca mulțimile, nu ca ucenicii, nu ca farisei, ci așa cum Tatăl a plănuit aceste zile încă din veșnicii. Nu uitați, noi suntem cu ochii pe acum și aici. Ba ne bucurăm, ba plângem. Nu știm de unde venim, nu știm încotro ne ducem, dragii mei. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris. Domnul Iisus era cu ochii pironiți pe așteptările lui Dumnezeu, pe împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Dar aș pune o întrebare. De ce era absolut necesar, vital, ca Domnul Iisus Hristos să vină și să împlinească profeție după profeție din Vechiul Testament cu privire la Mesia? Știți de ce? Pentru că Evanghelia Domnului Iisus Hristos este o Evanghelie extrem de radicală. Extrem de radicală. Când începi să crezi în ea și când începi să o propovăduiești, toată lumea ți sare în cap. Și când toată lumea ți sare în cap, a văzut în epistola către evrei, în mijlocul suferințelor, a temnițelor, a prigoanei, zici, dar de ce să sufăr degeaba? De ce să nu mă duc și eu cu mulțimile? Evanghelia Domnului Iisus Hristos este extrem de radicală. Dacă n-ai ajuns să fii convins de adevărul ei, te vei lepăda de el. Când va începe să bată vântul? Ascultați-l pe Domnul Iisus vorbind. Eu sunt calea, adevărul și viața. Care e următorul cuvânt? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sau ascultați-l pe Petru, ridicat în fața Sinedrului, plin de curajul învierii. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Du-te prin lume cu această evanghelie și vezi ce vor zice oamenii despre tine. Ești un bigot, un îngust, unul care are impresia că a pus mâna pe adevăr. Nimeni nu știe nimic în afară de el. Asta este evanghelia lui Hristos. Ca Dumnezeu să ne convingă de faptul că El este Mesia. El este singura cale spre Dumnezeu. I-a ancorat viața și lucrarea, dragii mei, în sute și sute de profeții mesianice. În Ioan capitolul 10, Domnul Iisus Hristos însuși spune, adevărat vă spun că cine intră pe ușă în staulul oilor, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Ușa pe care trebuia să intre păstorul oilor este Scriptura. Și profeția din Zaharia este doar una din cele peste 450 de profeții mesianice pe care Domnul Iisus a venit să le împlinească. De aceea, El a încălecat pe un măgăruș, după cum este scris. A încălecat pe un măgăruș ca să puncteze, să marcheze pentru ucenici adevărul pentru care ei urmau să moară, dragii mei, să-și dea viața. Dar mă uit acum la intrarea în sine în Ierusalim. Ca să poată fi reprezentantul lui Israel, trebuia să fie împăratul lui Israel. Nu-i așa? Președintele ne reprezintă. La fel, împăratul era întâiul născut al lui Dumnezeu și era reprezentantul întregului popor. Am citit în epistola către evrei, nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron, este vorba de marele preot. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, dar aș vrea să spun, nici slava de a fi împăratul lui Israel. Vom vedea, dacă nu-i împărat, nu-i mântuitor. Ce o are de la cel ce i-a zis. Și cele două citate sunt citate din psalmii, regal împărătești. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești mare preot în viac după rânduiala lui Melisedec. Pentru mulțim, Duminica Florilor a fost Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Și avea o dreptate. Aveau dreptate, dragii mei. Psalmul 2, Psalmul 110 și mulți alți psalmi îl proclamă pe el ca împărat. Dați-mi voie să citesc Psalmul 2, sunt doar câteva versete. Pentru ce se întărâtă noroadele? Pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde.
Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește în urgia lui zicând, totuși, eu am pus pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt, eu am vestit hotărârea lui, zice Domnul. Domnul îmi zice, sau mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier, le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Așadar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dacă este împărat, îi se cuvine toată ascultarea. Și aici aveau dreptate mulțimile împăratul lui Israel. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Căci mâna lui este gata, mânia lui este gata să se aprindă, ferice de cei ce cred în el. Ca să poată fi reprezentantul lui Israel, trebuia să fie împăratul lui Israel. Ca să poată fi reprezentantul întregii omeniri, el trebuia să fie mai mult decât împăratul lui Israel. Trebuia să fie Domnul domnilor și împăratul împăraților. Știți cum începe epistola către evrei? Cu o invitație la scena încoronării, antronării împăratului la dreapta măririi. Ce extraordinară scenă! După ce a vorbit părinților noștri, în vechime, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Cu alte cuvinte, El este Domnul, este Împăratul, este Stăpânul, este unicul moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile, cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ca Domn, ca Împărat. Psalmul 110, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când aduce iarăși în lumea lui pe cel întâi născut, el zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Dar cine este el? Este Domnul domnilor, este împăratul împăraților. Reprezentantul întregului pământ este, dragii mei, întâiul născut al lui Dumnezeu, singurul care are dreptul și onoarea să răscumpere omenirea aceasta căzută. Interesant, epistola începe cu scena întronării, încoronării împăratului împăraților. Știți cum se termină epistola către evrei? Se termină cu implicațiile acestui lucru. În istorie, după Duminica de Florii, a urmat Vinerea Mare. Ui, răstignește! Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Ăștia suntem noi. Închiși în secvențe înguste de timp. Azi, Osana, mâine la moarte cu el. De ce? Nu ne întrebați, nu știm. Nu știm! Azi sunt sus, mâine jos. Nu așa vi se întâmplă? Azi ne îmbrățișăm, mâine ne certăm. De ce? Totuși, Domnul Iisus Hristos, în ciuda îngustimii noastre, este și rămâne Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și de aceea implicațiile acestui lucru sunt imense. Evrei, capitolul 12, versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina odată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată
arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Versetul 28. O chemare de florii. O chemare să ne desprindem din mijlocul mulțimii, dragii mei, care trăiește în secvență cea îngustă de timp și să nu transformăm duminica de florii în Vinerea Mare în sufletele noastre, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori, mulțumitor pentru tot ce a făcut pentru noi, mulțumitor pentru ceea ce este El pentru noi. Și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Oare de ce nimeni nu poate fi mântuit fără să-L declare pe Domnul Iisus Domnul și Împăratul Lui? V-ați întrebat vreodată? În momentul în care ai făcut-o, așa cum spune Pavel în Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, ca Domn, ca Împărat, ca Rege, și dacă crezi în inima ta că este nu un Domn mort pe care îl venerezi la un mormânt, ci un Domn viu, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vei fi mântuit. Implicațiile Duminicii de Florii ar trebui să fie ceea ce am cântat în dimineața aceasta. Dumnezeu să găsească plăcere în viața noastră de ascultare, de umblare cu Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Să-L venerăm, să-L cinstim, să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.